lumea are foarte multe provocări, business-ul întotdeauna e ocupat și întotdeauna avem puțin timp în acel, și în, pe lângă asta e perioada estivală și totuși ați găsit timp să veniți astăzi, chiar vă mulțumesc foarte, foarte mult. Avem o agendă, sper eu, destul de interesantă astăzi. Vom vorbi despre, nu știu, o, hai să spunem așa, o analiză a unde suntem noi economic, care sunt provocările, care sunt oportunitățile pentru noi, poate puțin deosebită. Și după asta vrem să vorbim mai mult despre inițiativa Cetățeni pentru Europa și campania care o lasăm astăzi, produsă în Moldova, produsă în Europa. Și cel mai important, vrem să vorbim despre implicarea voastră. Pentru că, după cum spuneam, eu cred că subiectul de integrare europeană e prea important pentru a fi lăsat doar la discreția politicienilor, mai ales noi, oamenii din business, des avem așa un, cum să-i spun, de o manieră constructivă, un scepticism constructiv apropo de stat. Da? Și atunci eu cred că responsabilitatea, subiectul este mult prea important pentru a fi lăsat doar la discreția politicienilor și doar la discreția statului. Miza e mult prea mare pentru ca să nu ne implicăm și noi. Despre asta voi vorbi astăzi. Și pentru că suntem în mică întârziere, aș vrea să trec direct la subiect, absente fiind careva întrebări de început. Ok, super. Voi încerca să fac prezentarea interactivă, da? Și vă rog frumos să ridicați mâna la orice etapă, puteți să mă întrerupeți pentru careva întrebări. Eu cred că succesul, și voi cred că credeți la fel, succesul oricărui stat, până la sfârșit, depinde de faptul dacă oamenii vor să trăiască în acel stat. Nu se aude? Succesul oricărui stat ține de faptul dacă cetățenii acestui stat decid să trăiască în acea țară. Și evident cu toți, eu cred că provocarea numărul unu pentru noi ca țară este faptul că moldovenii continuă să plece. Acum, eu cred că ne ajută să ne uităm la experiența altor state și similare ca noi, state mici, țări mici, cu piețe domestice mici, la fel cum este Moldova. Aici sunt niște cifre din Lituania. Și deodată am o notate proastă pentru toată lumea. Dacă credem că vom putea foarte repede opri faptul ca moldovenii să înceteze să plece sau și mai mult să se întoarcă acasă, notatea este că nu se va întâmpla peste noapte. Dacă ne uităm la exemplul Lituaniei, vedeți că populația a continuat să scadă inclusiv după 2004, când au aderat. Și de fapt, țara a revenit la creșterea populației abia în perioada în care au atins un PIB per capita de cam 21.000 de dolari. Deci cam asta e cifra magică, în prețuri curente. Da? Deci, uite, eu nu am venit aici să fac propagandă, să vă spun că, uite, integrarea europeană o să aducă imediat la faptul că populația n-o să mai plece. Dar creșterea economică care va veni cu ea și șansa ca să ajungem mai repede la circa 20.000 dolari per capita, ne dă o șansă ca să oprim declinul populației. Cam asta e cifra magică. Acum, cum ajungem noi la o cifră de cam 20.000 dolari per capita în Moldova? Da, evident, una din cheile, una din soluții sunt investițiile străine directe. Și despre asta o să vreau să vorbesc. Dar înainte de asta, un alt exemplu a unei țări care a trecut cam prin același tip de provocări. Irlanda. Iarăși, o țară foarte mică, ca așa noastră. Apropo, foarte mulți moldoveni sunt acolo. Vedem că Irlanda, în 1841, deci aproape 200 de ani în urmă, avea o populație de 6,5 milioane de oameni. 6,5 milioane de oameni. Da? La începutul secolului trecut a ajuns la 3 milioane, pentru că era foame în Irlanda, toată lumea cunoaște istoria asta, deci oamenii plecau, în mare măsură în America. 50 de ani mai târziu, populația era în continuare în jur de 3 milioane. Cam în Moldova. Dacă luăm Moldova cu Transnistria, noi suntem cam la 3 milioane la moment. Da? În 1973, Irlanda devine membra a Uniunii Europene, da? Deci vedem, era în continuare la 3 milioane de oameni. Și în perioada următoare, populația a început să-și revină. Iarăși, nu-i motivul faptului că au devenit membru a Uniunii Europene. Motivul că au asigurat creșterea economică necesară pentru ca oamenii să nu mai plece. Alt exemplu. Irlanda. După cum spuneam, Slovacia. După cum spuneam,
pentru ca oamenii să mai plece, trebuie să ajungem la cei 20.000 de dolari per capita aproximativ în prețuri curente. Acum, cum putem noi să ajungem la 20.000 de dolari per capita fără a avea investiții? Este practic imposibil. Și aici vă arăt un grafic care arată contrastul ăsta de o manieră extrem de convingătoare. Să luăm două țări foarte similare ca populații, Moldova și Slovacia. Moldova avea în 1991 circa 4,5 milioane de oameni. Slovacia avea circa sub 4 milioane de oameni. Deci eram chiar mai mari ca populație ca ei. Da? Anii, mijlocul anilor 90. Investițiile străine directe la ei erau mai mari, puțin mai mari, dar nu semnificativ mai mari. Ei erau cam la 170 de milioane, noi eram la 80 de milioane. Oricum, în marja erorii. Acum, până la sfârșitul anilor 90, Slovacia era văzută ca un fel de oaia neagră a Europei. Da, aveau un președinte cu tendințe destul de autoritare, care se izola, foarte prietenos cu Rusia. Era un fel de oaie neagră, așa și o numeau, the black sheep of Europe. Cam la sfârșitul anilor 90, a venit o altă guvernare, mult mai progresistă, determinată să aducă Slovacia în Uniunea Europeană. Vedeți că deja în 2002, deci câțiva ani mai târziu, Irlanda deja întrecea Moldova la nivel de investiții străine directe cu aceeași populație, de 50 de ori. Da? 2007, decalajul în valori absolute și mai mare. Da? După asta a venit criza euro, evident că și la ei au căzut investițiile. 2017, și-a revenit foarte, foarte puternic. Noi, din păcate, în continuare suntem doar o fracție din nivelul acestei țări. Și apropo, ceea ce foarte puțină lume o să-și dea seama, chiar și cu toate criticile și provocările care sunt la moment, oricum în 2022 noi am avut a doua cea mai mare pondere de investiții străine directe din istoria Moldovei, în pofida faptului că era un an de război. În acel an. Încă un exemplu, iar și ca să contrastăm lucruri. Alegerea asta între, știi, trebuie să prietenim cu toată lumea sau trebuie să facem o alegere clară. Nu, eu nu trebuie să explic ideea asta de a prieteni cu toată lumea, de fapt este un fel de narativ ascuns care de fapt spune că, uite, că trebuie să prietenim cu Rusia. Rusia a pornit în anii 90 cu cărți mult mai bune decât România. Mult mai bune. Vedeți linia oranj. Și până la sfârșitul anilor 90, de fapt, Rusia în continuare, în pofida provocărilor economice din anii 90 pe care le-a avut, oricum rămânea o țară mult mai bogată decât România. La începutul anilor 2000, două lucruri se întâmplă. România face decizia clară că vrea să se integreze în structurile euroatlantice și Uniunea Europeană. În 1999, România a devenit candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. În Rusia vine la putere Putin și are norocul că prețurile la petrol încep să crească. Dar vedem că o țară era ajutată foarte mult de faptul că are integrarea europeană pe agendă, altă țară era foarte mult ajutată de creșterea prețurilor la petrol. În momentul în care prețurile la petrol au încetinit să crească și mai mult Rusia a început să izoleze după ce a invadat Crimea, vedem picul dezvoltării Rusiei era în 2014. Decalajul s-a întâmplat. Astăzi România este o țară semnificativ mai bogată decât Rusia. Inclusiv datorită faptului că PIB-ul per capita în Rusia, evident, este o noțiune foarte artificială, pentru că mare bucăție a țării aparține unui grup foarte mic de oameni. Da, deci la nivel de salarii mediane, în România salariile sunt cam de 4 ori mai mari decât în Rusia, deja. Cum ajungem la cei 20.000 de dolari ca moldovenii să nu mai plece de acasă? Din păcate, cifrele arată foarte provocator. Da, noi suntem astăzi cam la 5-6.000 de dolari per capita. Ca să ajungem la 20.000 de dolari în prețuri curente, chiar dacă crește 4% pe an, ne va lua mai mult 30 de ani. Ca să crești cu 4% pe an, apropo, nu e atât de simplu. Ca să crești cu 6% pe an, e o mare, mare provocare. Bine, să crești cu 10% pe an este practic imposibil. Da, deci provocarea este foarte, foarte mare. În același timp, eu cred că este posibil.
Este posibil. Și vreau să vorbesc puțin despre, careva elemente cheie care trebuie să se întâmple ca noi să reușim acest salt economic. În primul rând, care este formula creșterii economice? Ea este foarte simplă. Numărul de oameni dintr-o țară mulțit cu productivitatea lor. Deci luăm numărul de oameni și îl mulțim cu cât câștigă fiecare om, cât produce fiecare om. Asta e noțiunea PIB-ului. Da? Acum, evident, la noi deja o parte a ecuației este sub presiune. Pentru că numărul de oameni la noi scade. El scade în permanență. Da? Deci noi deja începem cu un handicap foarte, foarte mare. Asta înseamnă că creșterea productivității trebuie să fie mult peste, da? Peste normă, pentru a compensa inclusiv scăderea numărului de oameni, până o să reușim să venim la un nivel în care nu o să mai avem scădere de oameni. Notatea bună că sunt țări care au reușit să o facă. Și eu vreau să ne uităm puțin în rețeta de succes a acestor țări. Nu sunt multe, pentru că mă refer în primul rând la țări mici. Da? Nu mă refer la țări mari cu piețe domestice mari care sunt atractive pentru investitori, pentru că piața domestică e mare și deja poate să închidă ochii și la birocrație, judecători corupți și la altele. Da? Pentru că dacă tu ești Indonezia sau ești Brazilia sau ești chiar și Argentina cu 40 de milioane de oameni, investitorii poate să închidă ochii, spunând că piața e mare oricum, deja închid ochii la toate problemele astea, pentru că șansa de a face bani e mult prea, mult prea mare. E o piață domestică foarte mare. În cazul Moldovei nu avem acest lux. Deci trebuie să ne uităm la țări mici care au reușit să facă acest salt. Țări ca Irlanda, țări ca Slovacia, țări ca Dubai, Emiratul din această poză, Hong Kong, Singapore, alte țări care la moment aveau 2, 3, 4 milioane de oameni. Noua Zeelandă. Sunt două poze din Dubai. Deci Dubai a reușit să facă un salt de la pustiu și cămile la o țară hiperdezvoltată doar timp de o generație. Doar timp de circa 25 de ani. Și multă lume o spune aici că stai domnule, dar Dubai a avut petrol. Asta e motivul. Nu este adevărat, pentru că Dubai de fapt nu a avut petrol. Petrolul în Abu Dhabi, Dubai este o țară care și-a construit economia bazată pe servicii și bazată pe comerț, în primul rând. Da? Și noi, da, ei aveau ca vecini Abu Dhabi și au venit foarte mulți bani din Abu Dhabi, dar noi avem ca vecini România, care e una din motoarele de creștere din Europa. Deci, de fapt, noi tot avem un vecin foarte, foarte, foarte prosper care ar putea alimenta motorul nostru de creștere economică. Deci Dubai mi se pare, de fapt, un exemplu foarte bun. Dar modelul de creștere din Dubai a fost construirea unei economii extrem de deschise, dar chiar peste limite de deschise și integrarea în tot felul de blocuri economice ca să faciliteze fluxurile comerciale. Acum, evident că nu trebuie să fii Einstein ca să înțelegi că dacă noi rămânem o țară izolată, mică, noi nu putem să construim economia asta deschisă care să aibă fluxuri comerciale foarte, foarte robuste. Deci noi suntem într-un fel sortiți să intrăm în blocuri comerciale mari pentru ca să încercăm să construim o platformă de a face business mult mai ușoară și atunci mesajul care îl trimitem investitorilor că, omule, tu vrei să vinzi în România, vrei să vinzi în Polonia, vrei să vinzi în Germania, dar acolo tu să ai reglementări ecologici, tu să ai reglementări, tot felul de forță de muncă, tu să ai reglementări peste reglementări. În Franța, că poate să lucreze doar 35 de ore, acum vine Jean-Luc Mélenchon la putere și spune că rata de impozit o să fie 100% peste 300.000 de euro. Deci, acolo țările astea sunt extrem de birocratizate, extrem de complexe. Vine Moldova, pentru că Moldova lucrurile sunt extrem de simple și tu poți, în același timp, tu ai acces la piață de desfacere foarte mare. Deci, asta, de fapt, e unica strategie care putem să o adoptăm. Unica. Și eu sunt sigur că este unica strategie care putem să o adoptăm. Eu nu văd altă strategie care noi am putea atrage investiții și a stimula creșterea economică. Da? Acum, sunt exemple ca Dubai, a unei țări care a reușit să facă un salt foarte, foarte mare timp de generație. Este exemplu opus. Da? Este exemplu opus, de exemplu Argentina, țară mare cu 40 milioane de oameni, foarte bogată în resurse naturale. Argentina, la începutul secolului, era numărul unu global ca dezvoltare economică. Numărul unu, mai bogat ca America, mai bogat ca oricare altă țară, mai bogat ca oricare altă țară europeană. În același timp, vedeți că
câteva generații, Argentina complet și-a irosit punctul de pornire pe care îl avea. Pentru că au mers pe izolare, pentru că au mers pe tarife, pentru că au mers pe tot felul de reglementări populiste care, de exemplu, să protejeze producătorul autohton, da? Și spuneau că, uite, dacă vrei să importezi ceva în Argentina, trebuie să exportezi pentru același volum. Tot felul de lucruri care des dau bine la populație și populația spune: vreți să protejăm producătorul autohton? Lumea spune că da, hai să-l protejăm. Dar maniera în care se protejează, de fapt, e rea pentru acest producător autohton. Deci Argentina e anti-exemplu de cum se construiește o țară izolată și cum se ajunge la o țară foarte bogată, la o țară extrem de săracă. Nu, și rezultatul e că Javier Milei a venit la putere și simbolul lui a fost drujba asta, dar pentru că el a spus că oameni buni, noi de zeci de ani am putut joc de țara asta. E timpul să tăiem. Pur și simplu să tăiem toate reglementările astea, să construim o economie liberă, o economie deschisă, ca să revenim la bogăție care am avut-o înainte. Acum, eu am câteva... Pentru că am vrut să fac interactiv această sesiune și eu chiar... provocarea pentru mine să lupt cu tendința voastră de a vă uita în telefoane sau a dormi sau a face alte lucruri. Da? De asta eu o să încerc să fiu maximal de interactiv parcursul zilei de astăzi. Parcursul, mă rog, perioadei de... Mă rog, ședința asta care o avem. De asta vă invit acum să o luați telefoanele și scanați acest cod. Deci prima provocare care noi avem ca țară este... Cum adresăm deficitul foarte mare de forță de muncă? Prin formula creșterii economice. Numărul de oameni mulțit cu productivitatea lor. Acum numărul de oameni crește, noi trebuie de undeva să-i luăm. Oamenii în agricultură, oamenii în servicii, oamenii în producere. Da? Și una din surse care teoretic este posibil... Stop, eu trebuie să dau drumul la pol. Da, scuze, doar un moment. Da, una din surse este deschiderea pieței pentru forță de muncă străină. La toate nivelele, da, la toate nivelele. Dar hai să vedem posibile nivele. Deci primul nivel este, totuși mergem pe Moldova pentru moldovenii primul rând. Da, deci o piață destul de închisă. Al doilea nivel este deschidem piața muncii pentru UE, SUA, alte țări dezvoltate. Și al treilea nivel, deschidem piața de muncii mai larg, inclusiv ca țări ca Vietnam sau Uzbekistan sau alții care vor să vină. Eu sunt interesat să fac acest test aici, pentru că l-am făcut în foarte multe audiențe și întotdeauna mi-e interesant să compar audiențele, știți cum gândește lumea. Îmi spuneți dacă mai aveți nevoie de timp și eu vă spun rezultatele. A, voi le vedeți? A, super. Deci au votat 18 oameni până când. Eu vă încurajez să mai votați, pentru că clar că avem mai mulți 18 oameni aici. Hai, 5 secunde. Prieteni, ați reușit? Cine încă nu a reușit? Cine încă nu a reușit? Ok. Rezultatele le vedeți. Avem 70% care au mers pe nivelul cel mai mare de deschidere, 22% pentru opțiunea B și 7% pentru opțiunea A. Dacă nu reușiți să scanați codul, puteți merge pe linkul de mai jos. Bit.ly, dash-ul ăsta, sau cum se mai numește, business, liniuță Moldova. Dacă vreți părerea mea, noi nu avem opțiunea să nu deschidem piața de muncă. Pentru că dacă nu, noi pur și simplu o să ne sufocăm. O să ne sufocăm și chiar și puțini oldeni care au rămas o să fie nevoiți să plece. Nu, deja nu o să mai meargă vorba de patriotism sau nu. Pur și simplu nu o să fie altă opțiune. Și motivul e structura piramidii noastre demografice. În dreapta voastră aveți piramida demografică din Uzbekistan. O piramidă demografică, hai să o numesc tradițională, care chiar arată ca o piramidă, de acolo și cuvântul de piramidă demografică. În stânga e piramida noastră. Vedeți foarte bine că arată ca un fel de asta, brad nu tare reușit. Da? Și voi explic în câteva cuvinte. Uitați-vă. Noi avem a doua cea mai mare generație ca număr este generația celor care au astăzi aproximativ 60 de ani. Deci, vedeți acolo. Ei sunt mulți, da? Mai mulți femei decât bărbați.
Ei, la rândul lor, generația asta de peste 60 de ani, au născut generația mea, generația oamenilor de cam 40 de ani. 30, 40 ceva, 30 ceva, asta e generația. Generația asta e la putere acum. În sensul la putere, eu spun că ei sunt la productivitate maximă. Ei sunt oamenii care deja au prins la înțelepciune, dar încă au energie, încă nu-i doare nimic. Deci ei sunt la productivitate maximă. Da? Problema. Acum, problema. Deci noi, de fapt, beneficiem de un dividend demografic la moment. Acum, care e problema? Problema e că generația celor de aproximativ 50 e foarte scurtă. De ce e scurtă? Pentru că părinții lor nu s-au născut în al doilea război mondial. Deci ei, pur și simplu, s-au născut mai puțin. Și fiind o generație mai scurtă, aici care au aproximativ 50 de ani, ei au născut mai puțin copii care au 20 plus. Deci generația asta de 20 plus, deci cei născuți în anii 2000 aproximativ, e foarte scurtă. Și cei născuți în anii 90 tot e foarte scurtă, pentru că în anii 90 moldovenii nu se gândeau la copii, se gândeau la supraviețuire. Deci, care e situația? Când avem o generație de foarte largă, de ăștia de 40 de ani, 30 și 40 și, care e urmată de generație foarte scurtă. Acum, când aiștia o să înceapă să iasă la pensie, ei sunt urmați de o generație extrem de scurtă, care, pur și simplu, nu se poate hrăni. Deci evident că asta nu e întrebare de opțiune, asta e întrebare de supraviețuirea noastră ca stat, că noi trebuie să ne deschidem. Și evident aici, iarăși, nu trebuie să fie înștani ca să înțelegi că integrându-te în blocuri economice mari, de fapt tu stimulezi circulația de oameni și tu crești șansa ca în țara ta să dorească să vină lucrători, inclusiv din alte țări, pentru că au oportunități mult mai mari de a câștiga. Pentru că economia se dezvoltă, tu având acces la blocurile astea mult mai largi. Și o vedem, se întâmplă deja în România. Dar România e o țară de imigranți acum 20 de ani, acum este o țară de emigranți. Cei din voi care au fost la, nu știu, la Carul cu Bere în București sau la oricare alt restaurant, vedeți asta, este vizual, nu poate fi ascuns. Dar și adevărul e că noi intrăm într-o perioadă acum de luptă aprigă pentru forță de muncă. Deci, dacă până acum țările undeva încercau să-și protejeze piața forței de muncă de străini, acum se întoarce situația și țările luptă pentru forță de muncă. Germania deja a simplificat la maxim accesul la forță de muncă pentru străini din alte țări, inclusiv pentru moldoveni. Deci noi dacă avem iluzia că, stai puțin, poate noi nu intrăm în Uniunea Europeană și atunci moldovenii n-o să plece, este o iluzie, pentru că deja moldovenii poate să plece, sunt destul de multe programe care le permit chiar și celor care nu au pașpoarte românești să plece. Dar să nu uităm că cam o treime au pașpoarte românești. Știți, și deja au acces direct chiar și fără aceste programe. Deci uitați-vă aici careva pronosticul. România. Generații care au la moment până la 20 de ani, 0-19 ani, va descrește cu mai mult de 2 milioane. Nu uităm, România are la moment cam 19 milioane de oameni. Generația celor care au de la 20 la 64 de ani va descrește cu 4 milioane. Nu uităm, România are, țineți minte, da? România are cam 19 milioane de oameni la moment. Cei de 65 plus o să crească cu 2 milioane. Da. Prezentarea asta la Guvernului Republicii Moldova. Eu o fac vouă și după asta să ne gândim cum să abordăm guvernul. Poftim? Uite, noi, hai, după asta să discutăm ce putem face. Sunt careva lucruri care noi putem să le facem. Deci, România deja arată, chiar și România arată ca o țară care se va lupta foarte mult pentru a atrage forțe de muncă. Și evident că pentru ei, moldovenii, sunt o forță de muncă mult mai clară decât să aducă oameni din Nepal, cum aduc la moment. UE per total e cam același tablou. Deci în UE per total va fi o scădere a generațiilor de până la 20 de ani, până la 64 de ani și va fi o creștere foarte mare a generațiilor de peste 65 de ani. Ok. Deci, după cum spuneam, o parte a formulii, dați să fac o pauză aici, o parte a formulii, numărul de oameni care lucrează. Și noi trebuie să punem pe agenda subiectul atragerii forței de muncă. Al doilea subiect, noi spuneam despre faptul că, ok, noi trebuie să creștem productivitatea. Acum, productivitatea e un concept destul de abstract, dar până la sfârșit asta înseamnă cât reușește un om să genereze în valoare pe an. Da, și cam asta, în mare măsură, corelează cu salariul. Dacă dai cu sapa, cu tot respectul pentru țăranii noștri care numai ei știu cum își câștigă pâinea, ei creează valoare, știi, de
8.000 de lei pe lună sau 500 de lei pe zi când lucrează zilierii. Asta e valoarea care lucrează, pentru că asta e ceea ce e gata să plătească piața pentru ei. Da? Dacă ești un IT-șnic care stă aici la etajul 4 la Digital Park, tu creezi valoare de 3.000 de euro pe lună, pentru că asta îți plătești piața, asta înseamnă că asta e valoarea care o creezi. Acum, una din sursele potențiale de creștere a productivității în Moldova ține de, să ne uităm mai, că care sectoare nu sunt productive la noi. De exemplu, evident că este ipoteza că, uite, sectorul privat e mai productiv decât sectorul de stat. Ceea ce în majoritatea țărilor este adevărat. Știi că, hai să ne uităm la a doua potențială sursă de creștere economică. Să aducem productivitate mai multă la, în sectorul, acuși să pornesc polul, în sectorul de stat. Vă reamintesc, circa 20% din economia Moldovei ține de sectorul guvernamental. Circa 20%. Deci putem să aducem mai mult productivitate acolo. Și întrebarea provocatoare este următoarea. 1. A. Privatizarea ambițioasă și cât mai rapidă pentru a accelera productivitatea. B. Privatizare graduală, fără grabă. C. De ce am privatizat, rămânând la stat, aceste companii aparțin poporului? Da, avem 26 de oameni care au răspuns. Vedeți rezultatele, 27, 54. Da, lumea încă continuă să răspundă. Deci circa 30 de răspunsuri, 54% privatizare ambițioasă, cât mai rapidă, circa 40% privatizare graduală, fără grabă, 7% păstrăm companiile mai bine în stat, pentru că aparțin poporului astfel. Eu cred că nu o să vă mire că eu, părerea mea este că iarăși noi nu putem să ne permitem să întârziem privatizarea prea mult. Dacă sunt careva sectoare strategice care hotărâm să nu le privatizăm, ele trebuie să rămână strategice. E hotărârea, e decizia guvernului. Dar sectoare care în mod normal, nu știu, tot felul de case de cultură, nu știu, tot felul de tipografii, tot felul de terenuri. Este absurd că statul trebuie să fie latifundiar. Este absurd, da? Pentru că vedem tot felul de terenuri în paragină, vedem tot felul de case părăsite. Deci este absurd, ele nu pot fi valorificate de către sectorul privat. Și vă arăt un exemplu de productivitate, decalajul în productivitate. Purcari versus mlești mici. Full disclaimer, eu sunt la purcari. Și full disclaimer, nu avem niciun interes în mirești mici, zero. Adică chiar dacă mergi la privatizare, noi nu ne interesează. Zero interes, absolut. Acum, când ne uităm la studiile de brand, mirești mici, până în prezent, are o cunoaștere de brand mai mare ca la purcare. O să vă mire lucrul ăsta. Nu știu, că mirești mici are o magie de brand. Da? Și în mod normal, tu ar trebui să capitalizezi magia asta de brand de o manieră foarte, foarte eficace. În același timp, dacă ne uităm la vânzări, 2018-2022, da? Deci vedem, purcarea a crescut cu 71%, mlești mici a scăzut cu 20%. Deci întrebarea mea e, cum poate o companie cu un brand atât de puternic, în primul rând, să vândă atât de puțin, vânzări de 38.000 de lei, 38 de milioane de lei, și apropo, tot în Moldova, nimic export, și doi, cu o dinamică atât de proastă. Și răspunsul asta nu că oamenii acolo sunt incompetenți. Eu sigur că directorul la Mlești Mici e o persoană foarte capabilă și bună și bine intenționată. Da? Dar operând o companie de stat, fiind atât de limitat în proceduri. De exemplu, ei mi-au spus că ca să cumperi un baric, îi trebuie să fac tender. Da? Și tu vrei să faci un vin bun și îți trebuie baric francez, Seguin Moreau. Dar la tender ți-ți propune un baric din, nu știu, din Zacarpatia, din Ucraina, care e mai ieftin. Și tu ești obligat să iei baricul din Zacarpatia. Nu contează ce spune vinificatorul tău, că nu-i bun. Nu, preț mai ieftin, trebuie să-l iei. Asta e absurd. Înțelegeți? Deci sunt tot felul de limitări. Sunt tot felul de limitări care faci foarte greu pentru companiile de stat ca să fie racordate la realitățile pieții. Deci evident că, dacă mă întrebați părerea mea, unul din subiecte e că noi trebuie să accelerăm privatizarea și pe noi ne-ar ajuta foarte mult ca să vină firme strategice mari care să investească în Moldova, dar pentru asta evident că trebuie să avem integrarea europeană, pentru că altfel nu o să vină nimeni.
Al treilea subiect ține de productivitate. Este un decalaj foarte mare de productivitate urban-rural. Da? Și acum, stop, acum își pun. Asta posibil e cel mai provocator, e cea mai provocatoare întrebare. Da? Dar vă explic ce o dau. De exemplu, multă lume este fascinată de saltul economic a Chinei. Pur și simplu este fascinată. Dar, prieteni, China, saltul economic a Chinei a fost bazată pe următorul modul de creștere economică. 1. Migrare masivă de la sat la oraș, masivă, pentru a crea forță de muncă, și după asta forța asta de muncă de la oraș în zone industriale care au creat un motor de exporturi în toată lumea. Dar migrarea de la sat la oraș, de fapt asta e marele miracol chinez care a scos cât 300 de milioane de oameni din sărăcie, de sub limita sărăciei. Da, pentru că oamenii au plecat din micul lor sătuc și au plecat la Shanghai și acolo au lucrat pentru Flextronics, știți, și își primea cei $700 pe lună. Acum întrebarea. Și aici chiar eu înțeleg că intru într-o zonă de risc. Dar eu n-am venit aici să fac populism. Eu am venit să discutăm subiectele reale, da? Eu nu mă ocup cu electorala. Nu, eu sper și nici voi nu vă ocupați cu electorala aici. Acum, și înțeleg că subiectul este diviziv, dar noi investim acum în continuare foarte mult în sate. Și politică, eu înțeleg motivul de ce trebuie să o facem. În același timp, eu cred că este o diferență dintre a investi în sate și deci, poate trebuie să continuăm să o facem, dar în același timp să fim deschiși cu oamenii ăștia și să încurajăm oamenii să înțeleagă că, de fapt, cel mai simplu mod pentru tine de a-ți crește calitatea vieții și de a-ți crește salariul e să mergi la oraș. Da? Deci noi creiem, dar înțeleg că e divizivă, de asta vreau să aud opinia voastră. A, trebuie totuși să investim în renașterea satelor, sperând că totuși o să reușim să creiem, știu, un nivel de viață adecvat acolo, sau urbanizarea este inevitabilă, trebuie să o împrățișăm. Nu mă miră că aici răspunsul e mai echilibrat. Da? Deci avem circa 54% care spun că trebuie să revestim în renașterea saturilor și 46% că urbanizarea e inevitabilă. Apropo, e consistent cu alte audiențe. Da, vă rog. Bine, dar hai să, dacă încercăm să judecăm întrebarea asta. Uitați-vă, noi avem Moldova circa 900 de sate. Circa 900. Deci, în medie, o comună din Moldova are circa, dacă scoatem Chișinău la o parte, fără Chișinău, avem cam 1500 de oameni per sat. Da? De exemplu, într-o țară ca Olanda, sunt circa 60.000 de oameni per, nu sat, dar comună, deci aglomerare de saturi. De exemplu, la noi s-a încercat programul ăsta de amalgamare, care e un program foarte bun. Dar eu cred că lumea nu are iluzii apropo de faptul că un sat cu 300 de oameni, cum este exemplu la Anenii Noi, sunt sate cu 300 de oameni, ele pot avea un model de funcționare sustenabil. Satele astea pot avea acolo o școală, pot avea acolo un punct medical, pot avea o primărie care să satisfacă necesitățile de bază. Mi se pare că e destul de problematic să reușim asta.
Da, eu cred că e foarte bun comentariu, dar soluția eu cred că e, de fapt, încercând să-i construiți, eu înțeleg că limitările politice sunt inevitabile. Deci eu nu am iluzia că cineva o să spună că gata, nu mai investim, nu mai facem satul european, 1, 2 și începem să ne focusăm pe urbanizare și încurajăm oamenii să treacă la oraș. Dar statul poate face ceva pentru a, stimula urbanizare. De exemplu, infrastructura bună. Da? Dacă ți o să-ți ia 30 de minute să ajungi de la Călăraș la Chișinău, dar nu o oră jumate cum e acum, evident că Călărașul poate să aibă o șansă. Și atunci putem să avem o aglomerare unde raioane și sate care sunt la o distanță aproximativ, nu știu, chiar și de 60-90 de kilometri de Chișinău, ele poate să aibă o șansă. Dar pentru asta ne trebuie infrastructură bună, inclusiv transport public bun. Și asta iarăși e posibil doar cu ajutorul investițiilor mari, inclusiv acces la programe structurale care vin cu Uniunea Europeană. De asta, inclusiv soluția la urbanizare, eu cred că ea vine în mare măsură din infrastructură și undeva poate realocarea priorităților și campanii de comunicare. Deci aici eu înțeleg că politica e mult mai periculos. Da. Da. Nu, e foarte corect. Și uite, la exemplu, România, eu cred că decalajul ăsta dintre nivelul de viață lăsat la oraș, el e foarte evident. Uitați-vă, aici avem produsul intern brut per capita la valoarea de cumpărare, PPP, față de media UE. Multă lume o să fie surprinsă, dar eu o să vă surprind. Voi înțelegeți că Bucureștiul astăzi este la 205% față de media UE. Deci Bucureștiul la nivelul Berlinului sau la nivelul Utrechtului în Olanda. Iar ajustat la paritatea de cumpărare, da? Deci în termeni absoluți poate salariile în continuare sunt puțin mai mici, dar ajustat la paritatea de cumpărare, Bucureștiul e de două ori mai bogat decât media europeană. Este la nivelul Berlinului. Vasluiul în același timp este la o treime în continuare din media UE. Și de 6 ori mai sărac ca Bucureștiul. Și dinamica este tot destul de clară. Din 2013 până în 2022, ultimii 10 ani, Bucureștiul a crescut cu 45% PIB-ul per capita, în Vaslui a crescut doar cu 26%. Deci undeva subiectul ăsta el tot trebuie să fie pe agenda, iar și eu înțeleg că el e extrem de senzitiv politic, el e foarte dificil politic. Noi rămânem o țară cu o populație urbană scăzută, relativ scăzută. Da, deci noi în continuare avem peste 50% de oameni care trăiesc în zona rurală cu productivitate foarte joasă, cu acces la servicii foarte proastă, cu acces la servicii medicale proastă, cu acces la apă proastă, cu acces la școli proaste. Și nu putem să ne așteptăm la un miracol economic în sate când tu ai acces la sănătate de bază proastă și acces la școli proaste. Dar tu nu poți să ai școli bune într-un sat care are 300 de oameni. Pentru că nu o să fii profesor acolo. Da? Bun, hai, durează foarte, foarte, durează foarte mult, deci eu vreau cam să mai trec pe careva lucruri. Poate ultimul lucru și vreau să... mai am ceva. 5 minute, gata, finalizez. Uitați-vă. Acum, noi trebuie să finanțăm toate investițiile astea în infrastructură, în drumuri, în sănătate mai bună, școli mai bune, de ce vorbeam, lucrurile de care avem nevoie pentru a crește productivitatea. Sursele poate fi două, sau le luăm, trei surse sunt. Unu, le luăm din taxele moldovenilor, care o să depindă de nivelul de creștere economică. Doi, ne împrumutăm. Trei, avem acces la fonduri structurale, deci cadouri. Hai să luăm prima sursă. Creșterea noastră economică, ca să se accelereze, noi avem nevoie de integrarea asta. Altfel o să fie foarte dificil să ducem la creștere economică. Să creștem taxele, eu cred că nu trebuie să le mai creștem. Noi nu putem să le mai creștem. Printr-o țară la nivelul nostru de dezvoltare economică, noi deja colectăm cam 19% din PIB în taxe. Asta nu e puțin. Deci de fiecare dată când guvernul spune că, băi, dar poate trebuie să mai ridicăm taxele, eu le spun că stați prieteni, voi deja colectați foarte mult. Noi avem nivel de taxe față de PIB la nivelul Poloniei, o țară mult mai bogată. Noi suntem peste Canada.
Da, noi suntem peste Elveția, noi suntem peste SUA. Deci noi deja suntem la nivelul statelor dezvoltate. Noi nu putem să mai ridicăm taxele. Da, noi avem 12% impozit pe venit, avem 12% impozit pe profit. Dar noi avem taxe de contribuție socială și de sănătate foarte, foarte mari. De asta, raportat la PIB, noi deja colectăm foarte multe taxe. Deci noi nu putem, asta nu e o soluție. Doi, să ne împrutăm prea mult, eu cred că acolo este careva resursă. Noi suntem cam la 34-35% din PIB. De exemplu, România e cam la 50% din PIB. Deci noi putem să ne împrumutăm și cred că trebuie să ne împrumutăm, dar trebuie să ne împrumutăm pe piețe de capital internaționale la rate joasă. Dar principala sursă, eu cred că pentru a accelera dezvoltarea asta, este accesul la fonduri structurale. Fondurile structurale sunt foarte, foarte mari, foarte generoase, deci asta ar fi o sursă mare pentru timp de, nu știu, 10-15 ani să facem un salt mare în infrastructură. Acum vreau să termin cu încă un lucru pe care eu cred că noi ca Moldova trebuie să fim pregătiți. Ucraina. Uitați-vă, eu cred că noi avem două șanse în fața noastră ca țară. Șanse mari economice. Una este integrarea europeană. Undeva poate, sper eu, să devină inevitabilă și irreversibilă. A doua mare șansă, care e chiar lângă noi, la care noi ne gândim mult mai puțin, este reconstrucția Ucrainei. Și vreau să vă arăt câteva lucruri. Unu, asta e Tokyo în 1945, martie. Deci toată lumea vorbește despre bombardamentul Hiroshima-Nagasaki. Cel mai mare bombardament a avut loc în Tokyo în martie 1945, când orașul efectiv a fost șters pe fața pământului. Deci era normas, a rămas mai puțin de 10% din casă, inclusiv pentru că foarte multe erau din lemn. Deci orașul era complet distrus. Acum, în pofida faptului că țara a fost îngenunchiată și complet distrusă și erau urâte de toți vecinii săi, urâte de Coreea de Sud, urâte de Filipine, urâte de Indonezia, urâte de China, deci toți cei pe care i-au atacat. Da? Ei au reușit să construiască o economie foarte deschisă, o economie bazată pe comerț și exporturi, inclusiv către foștii dușmani, și deja peste 25 de ani au întrecut o țară ca Anglia, Regatul Unit, care era câștigătorul războiului. Deci Japonia, perdantul războiului, a reușit să întreacă Regatul Unit, câștigătorul războiului. Și Tokyo, deja peste 5 ani după bombardamentul din 1945, deja arăta așa, arăta ca un oraș. Deci cât de mult noi n-am fi acum extrem de, nu știu, de simpatetici și undeva pesimiști apropo de Ucraina, realitatea e că reconstrucția va veni acolo. Războiul ăsta se va termina într-o zi sau într-o zi. Și atunci oportunitatea de reconstrucție va fi gigantică. Și noi, fiecare business din Moldova, în care domeniul ar fi, transporturi, producere, agro, nu contează. Deci fiecare trebuie să gândească cum pot eu să am o bucată din reconstrucția asta. Pentru că suma care se calculează la moment este de circa 700 miliarde de dolari. Și eu cred că suma asta va fi disbursată în timp, că va fi finanțată din activele Rusiei înghețate, că va fi reparații de război ale Rusiei în timp, de o manieră în care Rusia se poate salva fața lor, că vor fi granturi de la țările europene și SUA. Dar eu cred că suma despre care vorbim este circa 700 miliarde de dolari. Cel puțin asta e cea mai des vehiculată sumă în Ucraina la moment. Și mă scuzați. Și noi trebuie să ne gândim. Uite, pentru noi 700 miliarde e o oportunitate gigantică, da? Chiar dacă noi avem, voi înțelegeți, chiar dacă noi avem, nu știu, 2% din suma asta, asta e deja PIB-ul Moldovei anual. Da, deci, și noi suntem extrem de bine poziționați pentru a lua o bucată din reconstrucția asta. Dacă ai o companie de transport, cum pot să fiu eu, știți, hub-ul pentru a livra lucruri în Ucraina, material de construcții, nu știu, electrocasnice, tot ce o să fie nevoie. Da, dacă eu sunt companie feroviară, iarăși același lucru, dacă eu, și aici unii oameni zâmbesc, da. Dacă eu sunt companie de construcții, care sunt materialele care pot să le construiesc aici pentru a capitaliza? Deci, înțelegeți, dacă eu sunt companie care fac leasing la tehnică de construcție, adică cum pot eu să-mi cumpăr, nu știu, acolo, 4 excavatoare, să am acces la credite relativ ieftine în Moldova, știți, și să le dau un leasing la ucraineni cu rentabilitate de aproximativ 20 pe an. Deci cam asta, eu cred că cam asta sunt oportunitățile pentru noi și noi toți trebuie să ne gândim în domeniile noastre. Dar ca lucrurile astea se întâmple, evident, noi întâi trebuie să ne, casa noastră să ne aducem în ordine. Și că despre asta am vrut să vorbim azi. Mă iertați, vă rog frumos că o durat atât de mult, dar vreau să termin pe nota asta optimistă. Deci eu cred că sunt oportunități pentru Moldova. E clar ce trebuie să facem.
Nu toate bătăliile astea simple, dar este o bătălie mare care trebuie să o reușim și bătălia asta ține de integrarea europeană. Ok, ce facem mai departe? Apropo, vă încurajez să scanați QR codul ăsta dacă reușiți. Vă încurajez să-l scanați și nu neapărat să-l completați acum, dar să lăsați tab-ul deschis și să vă introduceți datele acolo când aveți un moment liber. Iar ceea ce vreau să fac, întâi vreau să deschid pentru întrebări, dar ce va urma de acum este prezentarea campaniei, este produs în Moldova, produs în Europa, și am vrea să deschidem inclusiv o discuție apropo de cum business-ul poate să implice în această campanie. Poate sunt careva întrebări apropo de lucruri discutate. Prezentarea asta, dar noi suntem mai jos în asociații și permanent parcă suntem într-o confruntare între asociații, între business și guvern. Mereu, e că am deschis Digital Cafe, am luat 2 luni, pur și simplu ca să poți pune o cafenea simplă și să produci, nu știu, niște croissante. Pe urmă a venit de la ANSA și a spus, nu, dumneavoastră ați luat pentru cafenea, dar n-ați luat pentru că aveți niște umbrele. Dacă aveți umbrele, trebuie încă 2 luni să mai luați. Și ANSA e una, fiscul e alta, vama a treia, vrei să ai angajați din România 4-a. Parcă s-a propus mai multe lucruri, deci cum să debirocratizăm, cum să tăiem toate chestiile astea. Noi vorbim despre niște viziuni foarte frumoase, însă când te cobori jos la business, deci nu există tot asta. Deci este rupt contactul între guvernare și între oamenii simpli. Și noi de asta și vă spun, că în fiecare săptămână, lună, parcă suntem într-o confruntare cu oamenii ăștia. Și bine de vorbit de viziuni când lucruri simple, care cafinele și permise de ce. Nu, dar eu sunt de acord. Nu. Adică eu cred că noi toți suntem de acord. Adică eu nu cred că există un dezacord aici. Și, nu știu, din păcate sau din fericire, eu nu sunt membru a guvernului și chiar... Uite, eu am o viziune. Eu cred că e foarte greu să schimbi un aparat întreg de stat, să schimbi viziunea lor timp de un an, doi, trei, chiar și 10. Da? Și viziunea mea e una foarte simplă. Dacă o să avem împărțirea, dacă lumea va înțelege la nivel de direcții unde vrem noi să ajungem, da? Pentru că nu poți să regulezi absolut toate lucrurile. Da? Dar dacă cel puțin la nivel de direcții lumea o să înțeleagă unde o să vrem să ajungem, că mai multă reglementare e mai rău decât mai puțină reglementare. Da? Când ne trebuie oameni și trebuie să acceptăm riscurile la careva backlash politic. Da, deci la nivel de direcții, dacă lumea o să înțeleagă, o să fie deja mult mai simplu. Eu n-am iluzia că noi putem fiecare lucru să-l reglementăm. Important ca să fie alinierea la nivel de direcție. Mie mi se pare că alinierea asta la nivel direcției este, cât puțin este cristalizată. Mie mi se pare că oamenii ăștia care stau acum la putere, eu am impresia că ei împărtășesc viziunea asta, că trebuie să fie mai simplu, că trebuie să fie reglementări mai puține, că trebuie să construim o economie deschisă. Eu am impresia asta. Acum că unele lucruri nu le reușesc, nu știu, prieteni. Am o comunicare foarte strânsă și angajați din Ucraina, care discutam. Practic, suntem în același curs, drum, de mână, mergem în Uniunea Europeană, împreună, da? Care este prima, cea mai mare diferență? Pentru că ucrainenii se miră de birocrație și reglementarea, suprareglementarea proceselor în Republica Moldova, care, fiecare reglementare, fiecare proiect pus în discuție, argumentul de bază este alinierea cu directivele Uniunii Europene. Super! Ucraina, la fel, merge în acel parcurs, ei nu au. De ce? În Ucraina s-a pus accent liber economiei, faceți bani, băieți, iar apoi vom reglementa. Deci,
treptat. La noi s-au impus reglementări, au lăsat ca businessul mic și mijlociu să se înnece, pur și simplu, și li se impun din start reguli foarte riguroase. Deci asta este problema. Noi am început nu de acolo de unde trebuie. Noi nu putem să facem față. Respectiv, ați avut o prezentare foarte captivantă, interesantă, cu exemple, poate pe locuri amuzante, șocante, poate că noi nu le-am perceput sau eu nu le-am perceput din start. Per ansamblu super ok, însă prezentarea nu este pentru noi cei din sală, pentru că noi probabil toți 100% susțin aceste idei și ar putea da mult mai multe. Baricada este din partea cealaltă, pentru că parcă avem o viziune și o destinație comună, însă ceva la mijloc nu merge. Mersi. Uite, eu cred că e un comentariu foarte important și mulțumesc pentru comentariu. Uite, asta nu, ca să nu sunt indiferențit, eu sunt om care mare măsură trăiesc în Ucraina, da? Deci cunosc business-ul de acolo foarte bine. Trebuie să admit că lucrurile sunt mai simple la noi decât în Ucraina. Da? Eu, nu, credeți-mă. Și nu mă refer acum la război. Deci nivelul de birocratizare în Ucraina e mult peste a nostru. E mult peste a nostru. Dar asta nu înseamnă că acolo nu sunt careva lucruri care sunt mai simple decât la noi. De exemplu, în Horeca, statul efectiv tolerează, ca să vă spun, Da, Horeca, vă spun care e situația în Ucraina, dacă vă e interesant. În Ucraina, când mergi și cumperi o cafea și o salată la, nu, un pahar de vin și o salată la un restaurant ucrainien, îți va aduce două cecuri. Un cec va fi pe, cum numesc, e FOP, întreprindere individuală, da, care de fapt e un fel de deținător de patentă, Ivanov, care ți-ți vinde salata asta, și alcoolul, pentru că nu poate fi vândut de întreprinde individuale, o să vină de la un SRL. Da. Și toată lumea trăiește cu asta, și inclusiv șeful serviciului de fiscal de stat se duce la restaurant și o să plătească lui Ivanov întreprinde individuală, știi? Și sunt rețele cu, nu știu, sute de restaurante care sunt adunături de mii de întreprinderi individuale. Deci, evident, e abuz fiscal la maxim. Dar, mă rog, Ucraina așa, e puțin mai sălbatic la nivel de reglementări și deja lumea se descurcă cum poate. La noi e mai mult ordine, dar evident, e că abuzul de la ANSA, eu sunt de acord. De exemplu, de asta, Caja Mendochidze, când a venit la putere în Georgia, el a spus că eu lichidez ANSA georgiană. Și a lichidat-o. Și georgienii nu a început să moară. Da, și perfect a trăit fără ANSA. ANSA nu cere Uniunii Europene, nu cere ANSA, pentru a face exportul garantat, sigur. Da, și putem să avem ANSA pentru reglementarea produselor export, dar ANSA pentru că cineva vrea să prăjească acolo trei pârjoale și să le vândă la un iarmaroc, adică lasă le vândă, adică treaba lui fără ANSA să descurcă acum. Bun, prieteni, eu vreau să trec la partea, poate să trecem la partea a doua, pentru că inclusiv sunteți presați de timp. Uite, noi lansăm campania asta Produs în Moldova, Produs în Europa. Eu sper foarte mult cât mai mulți din voi să angajeze în această campanie și deodată vă spun ASC-ul care îl avem, e ca să avem acces la asociațiile voastre. Deci eu aș vrea să urmăm întâlnirea de astăzi cu o întâlnire la nivel de asociații, cât mai multe, în care noi să venim și să prezentăm instrumentariul ăsta pe care îl avem și inclusiv să prezentăm, dacă putem vorbi despre careva viziune apropo de sectorul vostru, știi, dar în mare măsură să ne focusăm pe felul în care membrii asociațiilor voastre se pot implica în promovarea vectorului european. Unii din voi veți fi deschiși, unii din voi nu veți fi deschiși, dar eu sper foarte mult că cât mai mulți dintre voi vor fi deschiși, pentru că, sincer, noi nu putem să lăsăm asta doar pe seama statului să ocupe cu acest lucru. Vreau să-i dau cuvântul lui Igor. N-ați vă supărați dacă eu să închid ușa, că eu am impresia când ușa e deschisă și cineva mă urmărește parcă de acolo. Da, bună ziua, mersi tuturor pentru că ați acceptat, eu știu că e un efort în ziua de azi de coordonat, mai ales atâtea asociații. Eu am așteptat un pic mai mult, că la un moment dat chiar spuneam că să avem undeva vreo 70-80% din PIB. Asta numărăm, cred că, după. Astăzi eu vreau să vă prezint campania din care facem parte. Aici cred că am mai multe pălării. Unul de cetățean, cred că în primul rând, că
vorbeam chiar cu cineva acum, că în primul rând trebuie să fie o inițiativă și o implicare ce fac cetățenii. Doi, ca antreprenor, că îs și antreprenor în același timp și potențial exportator, și trei, îs și un facilitator, am atras foarte multe companii străine, am ajutat companiile noastre să exporte și în continuare o fac asta și asta cumva trei pălării într-una. Un pic despre campanie și nu știu dacă ați, cred că este momentul crucial, noi prima dată geografia ne-i prieten. Și poate și conjunctura internațională și de bine și de rău a ajuns într-așa un moment în care noi trebuie să luăm o decizie. În sfârșit, una favorabilă și de aia trebuie să ne implicăm toți pentru a promova valoarea sau, să zic, viziunea strategică de a ne integra în Uniunea Europeană după atâta timp de așteptare. Campania Produs în Moldova, Produs în Europa face parte din inițiativa civică Cetățeni pentru Europa. Cred că ați văzut, a fost de curând la începutul lunii iunie lansată. Sunt un șir de oameni implicați în această campanie, dintre care și unul din ei este și Vasile. Puteți să intrați pe pagina web sau dacă ați accesat QR codul trecut pe moldova.eu să vedeți mai multe detalii. Mai mult decât atât, ați vedeți la sfârșit că inclusiv tot kit-ul pe care noi o să-l lansăm o să fie downloadabil de pe acest website. De obicei, în prezentarea mea era de ce Moldova, de ce Uniunea Europeană. Eu în tot parcursul meu în ultimii 6 ani toate persoanele, atât străini cât și locale, mi-au spus că sunt 4 piloni în care ei iau decizia de a veni în Republica Moldova sau nu. Și evident, asta e securitatea regională. Asta e siguranța unui stat de drept, talentele pe care ele găsesc și am văzut exemple de la slide-urile lui Vasile, cât de fragilă este situația la moment și cât de mult ne-ar ajuta fiind partea comunității europene să devenim o țară atractivă din punct de vedere a retenției de talente și, mai important, a atragerilor de talente. Eu bănuare exemplu cu Uzbekistan. Uzbekistan se nasc 1 milion de oameni pe an. Și aici este o cifră incredibilă. Și la noi, mai ales că este și Marina aici, eu țin minte, odată calculam 50.000 de oameni produc în Republica Moldova aproape 20% din PIB, ca să vă dați seama de productivitate. Și noi cu absorpție, eu mă gândesc, de undeva de 17.000 de oameni pe an, noi am putea să creștem produsul nostru intern brut, cel puțin doar din comportamentul ăsta cu 1%. Evident, acces la o piață mare de desfaci cu standarde internaționale, toți știu că standardul Uniunii Europene este cel mai înalt și evident că oferă un acces absolut pe toate piețele și o notorietate. Mai ales numele Made in Europe, la fel oferă produselor care vor fi, care sunt produse în Republica Moldova, o ușurință de penetrare. Predictibilitate și stabilitate social-politică, asta încă e un subiect la care poate să răspund accederea la Uniunea Europeană, fiindcă noi întotdeauna suntem în slalom, balansăm est și vest, cred că e momentul să facem și o alegere din punctul ăsta de vedere. Și ultima, dar nu cel mai din urmă, este accesul la finanțare. Asta este la fel un element crucial, fiindcă de-a lungul anilor, țin minte, discutasem cu foarte multe companii care noi ne calificam cumva dintre 7 țări, dintre care 6 erau din Uniunea Europeană. Și evident că companiile pun prioritate accesul la finanță și siguranța, iar accesul la finanță, de exemplu, în România, companii ca Bosch a luat 28 de milioane de euro fonduri structurale pentru a-și realiza investiția. Iar toată asta ne-ar oferi un viitor prosper la noi acasă și să fim parte componentă a unei societăți mature și economici dezvoltate. Cum vă puteți implica? Scopul nostru este de a oferi instrument și de a vă convinge prin intermediul asociațiilor să vă implicați, să diseminați informația privind kit-ul pe care noi să-l prezentăm. În primul rând, sloganul campaniei este Produs în Moldova, Produs în Europa. Îl considerăm un slogan puternic care sublinează aspirațiile
interesele Republicii Moldova de a deveni parte componentă a comunității europene, dar de asemenea el are și o mică parte componentă autohtonă, made in Moldova sau produs în Moldova, dar profund și foarte conectat cu Uniunea Europeană. Eu știu că multe, inclusiv și acum, la moment, foarte multe produse au ca originea mărfii made in Europe, scrie pe cele care sunt exportate, și asta oferă un avantaj competitiv enorm, mai ales pe accederea unor piețe în partea nordul Africii sau este, că este și Asociația Companiilor din domeniul farma, și asta este un avantaj foarte, foarte important care chiar l-am realizat cu ei. Ce oferim noi și ce înseamnă kitul ăsta sau ce resurse avem? Pe pagina web vom avea următoarele companii. Vom avea un ghid în PowerPoint foarte bine explicat cum să fie aplicate toate elementele promoționale, materialele vizibile. La fel vom avea materiale creative editabile și în format InDesign și în format PNG pentru a le utiliza cât mai ușor și a le integra în campaniile de comunicare ale companiilor. Și la fel vom oferi un suport continuu. Analizăm inclusiv faptul de a adapta multe din materiale pentru fiecare companie în parte. Sunt companii cu brand și cu vizibilitate puternică. Pentru ei putem să ne gândim o campanie adaptabilă cu departamentul de marketing al acestora. Ce include acest kit? Scopul principal a fost ca kitul să fie cât mai ușor realizabil, cât mai replificabil, și el cumva să cuprindă toate sferele sau sectoarele economice și să fie foarte adaptabil, ușor în utilizare și fără foarte multă implicare sau atât din partea noastră cât și din partea proprietarilor sau CEO-urilor. Kitul va conține următoarele elemente. Evident, toată lumea acum este pe social media și cea mai ușoară penetrare este prin Facebook, social media, LinkedIn. O să avem cover-uri downloadabile la fel de pe site-ul pe care l-am explicat, inclusiv și frame-urile pentru Facebook. Stickere pentru PowerPoint și pagina web, cine vrea să fie partea campaniei, vom oferi ca să personalizați inclusiv prezentările și pagina web, banere la intrare în sedii și stickere pentru produse, în special pentru partea Horeca și pentru intrarea în clădiri, fabrici, uzine și stickere pentru mașini, pentru parcul auto. O să merg mai departe cu careva exemple. Ele toate, apropo, astăzi, toți când o să plecați, o să aveți câte un set de exemplu din toate stickerele, fiindcă unul este pentru mașini mici, mijlocii, mari. Avem exact un sticker pentru retail, inclusiv pentru produsele made in Moldova, ca să aducem o valoare adăugată, iar producătorul să autohton să simte că este parte componentă și la fel va fi cumva evidențiat în cadrul rafturilor la retail. Pentru retail avem separat o discuție legat de coșurile de consum și am decis să capitalizăm un pic și pe sfârșitul de august, începutul septembrie pentru producătorii de bunătăți sezoniere, să zicem așa, și pentru pepini galbi și pepini verde. Evident, cel mai important produs autohton, vinul, după IT, evident. Am încercat să replificăm medaliile atât de bine cunoscute, da, ca să aducem o asemănare cu medaliile pe care compania noastră vitivinicole câștigă la concursurile internaționale. Sunt 5 tipuri de stickere la fiecare. În EcoBag o să fie punct numărul 2 și numărul 5, dar evident ele toate sunt downloadabile de pe pagina web. Ecobag-uri, evident, fiind o țară exportatoare și de servicii, ne-am gândit și la toate companiile din domeniul IT, business service, share service center, pentru toate device-urile care generează export.
și pentru telefoane, în atributică de oficiu, unde apă, ceai, cafea, pahare, frame-urile pentru Facebook și ca bonus sunt două elemente pe care ni le propunem. Unul este un blue bulb în care se subtil să comunici despre apartenența companiei sau clădirii la campania pe care noi o lansăm. Toate becurile, nu neapărat ele să fie toate, noi putem să agreiem doar un bec, atât la terasă, la fațada clădirii sau în interiorul clădirii, în dependență de cum dorește proprietarul. Și ultimul, dar nu cel de urmă, sunt și interviuri scurte, de 5 minute cu antreprenorii. La moment am realizat 10 și la fel invităm toți membrii asociațiilor dumneavoastră să fie parte a acestei campanii și interviul ar fi un prim pas de a comunica despre întrebările, le coordonăm din timp, despre dezvoltarea afacerii, cum a luat decizia de a deschide o afacere și care este viziunea pe viitor în domeniul dat. Scenarii de implicare. Cred că toți vă întrebați cum vedem implicarea voastră sau mai bine zis a membrilor și a companiilor. Sunt câteva scenarii. În primul rând rugăm diseminarea informației și la necesitate noi putem să venim la fel să organizăm întrevederi cu membrii asociației pentru a le prezenta kit-ul, cum de utilizat și care sunt așteptările, avantajele acestei campanii de comunicare. La fel cum am menționat, pentru companiile mari, fiindcă deja avem unele solicitări, putem să ajustăm campania de comunicare atât din, mai ales tot ce ține de vizual, pentru a integra cu brandul lor propriu și de iniția discuții și de implicat fiecare în promovarea valorilor europene, fiindcă până la urmă suntem cetățenii care trăim în această țară și urmează să trăim, să avem activități și să dezvoltăm, să creștem familie, să ne dezvoltăm aici. Momentan aici este kitul totul downloadabil cu toate exemplele pe care le-am spus cu ghidul, dacă vreți să-l utilizați. Suntem pe ultima sută de metri de a integra pe pagina web moldova.eu. Acum la fel va fi aici toate materialele downloadabile și scopul de astăzi este foarte simplu, să vă scoatem un pic și la discuții, de a înțelege care ar fi, ce așteptări aveți de la campanie, cum vă puteți implica, cum vedeți și ajutorul și implicarea noastră, și aș vrea să fie un pic mai interactiv și chiar ne-ar fi și nou interesant care este părerea voastră legat de implicarea membrilor voștri, dar și de pașii următori de colaborare în domeniul promovării campaniei produs în Moldova, produs în Europa. Sorry că așa de repede, dar mă simțeam cumva presat de timp. Dacă aveți careva întrebări, eu cu mare drag dau microfonul. O secundă. Bună întrebare. Nu durează până pe 20 octombrie, fiindcă cred că procesul va continua, nu este o campanie electorală, procesul va continua și după 20 octombrie și scopul este de a promova valorile europene și după referendum, evident. Da. Da. Da, exact. Noi la momentul am făcut 10 interviuri din 6 sectoare economice, antreprenori. Da.
eu voi... De acord. Eu sunt total de acord. În primul rând, subiectele sunt total deschise. În primul rând, interviurul este business to business. Nu este un interviu în care noi vrem să promovăm doar tot ce este roz și bine. Este o discuție sinceră în care sunt așteptările, care sunt viziunile și nu-i scopul de a aduna cât mai mult populism în interviu, doar cu scopul de a promova. Nu este, în primul rând, inclusiv de a promova și compania care este intervievat. Da. Marcel, eu spus foarte direct, adică eu nu vreau să dansez în jurul subiectului. Prioritatea, în mare măsură, ține de referendumul de 20 octombrie. Eu cred că toată lumea înțelege miza. Da, și eu nu știu câtă lume înțelege matematica referendumului, dar eu vă spun așa cum văd eu. Deci sunt 3 milioane de oameni în listele electorale. În Moldova a fost recensământul, inclusiv copiii până la 18 ani, sunt 2,4 milioane de oameni. Da, acum ca referendumul să treacă, trebuie să fie 1,1 milioane de participare. Acum prezența, de exemplu, la turul 1 din 2020 a fost de 1,4 milioane. Dar atunci era prezența destul de masivă, pentru că inclusiv opoziția încuraja oamenii să vină la vot. Acum e clar că unele partide care fac joc cu Moscovii o să încurajeze boicotarea referendumului. Pentru mine, și aici deja, hai, putem să lăsăm supărările, guvernarea asta, calcă în streaking, nu calcă în streaking, asta e altă întrebare. Asta e o bătălie diferită. Eu cred că bătălia mare acum e cum ne asigurăm noi că noi avem cel puțin 1,1 de milioane de oameni, înțelegând că o mare parte din oameni vor fi încurajați să boicoteze. Și atunci matematica nu lucrează. Și sincer, dacă referendumul ăsta o să aibă 35% prezență și chiar dacă o să fie majoritate covârșitoare, oricum o să fie un fail total, pentru că criticii o spună că stai puțin, domnule, adică voi ați 35%, deci oamenii nici nu sunteți reprezentativi. De asta, lăsând încă o dată la o parte supărările și mai departe, noi nu suntem ONG-iști. Da, deci nu credeți că noi facem, ne ocupăm chestiile astea pentru că am obținut un grant careva, adică noi nu suntem ONG-iști, știi, ca să strângem în așa proiecte. Adică noi suntem un grup de oameni care ne-am spus că, băi, subiectul este important. Da? Nu poate fi lăsat doar guvernării. Noi trebuie să facem ceva. Acum întrebarea, voi puteți face ceva? Noi împreună putem face ceva? Știi, membrii asociațiilor voastre, puteți face ceva? Și eu cred că puteți face. De ce? Două audiențe. Unu, 500.000 de oameni aproximativ lucrează pentru business-urile din Moldova. Aproximativ 500.000 de oameni. Deci noi putem comunica cumva angajaților noștri că, băi, omule, e important. Doi, noi avem platformele noastre de comunicare cu clienții. Pagini de Facebook, rafturi, parc auto și altele. Noi putem cumva să comunicăm clienților noștri că, oameni buni, e important. Trebuie să o facem, știi? Eu cred că asta e mesajul care l-am eu. Și eu vă asigur, nu există careva subtext politic aici. În sensul că asta nu o să fie că mișcarea asta peste noapte o să devină partid politic. Dacă ar fi așa, eu cu siguranță m-aș fi implicat. Și toți cei din voi care vor să implice, vă rog, implicați-vă. Și eu vă garantez că nu o să fie partid politic. Dar nu-i obiectivul politic aici. Pe nimeni nu interesează politica. Focusul, da, după asta, bun, după asta eu cred că bătălia nu o să termine. După asta eu vă spun că o să fie bătălia. După asta bătălia o să fie, ok, din moment ce referendumul trece, după asta bătălia o să fie, trebuie să negociem pachetul ăsta, 36 de capitole. Cristina Gerasimov să neacă acolo în toate capitolele astea. Cum ne asigurăm noi ca să nu ne nădușim adoptând toate reglementările posibile europene? Pentru că evident că noi nu o să reușim. Deci noi trebuie să negociem foarte dur, ca pe de o parte să avem acces la fonduri structurale, să avem acces la toate beneficiile, dar să implementăm RSG-ul ăsta, sau cum se mai numește, sau alte lucruri, știi, la modă europeană. Eu spun că, sorry, prieteni, nu suntem gata. În 2035, dați-ne perioada de adaptare. Să
sau careva reglementări foarte stricte ecologice sau careva reglementări, știi, foarte strict în ce ține de, nu știu, de, de piața muncii. Nu suntem gata, dați-ne vă rog timp până în 2040. Eu cred că acolo asta o să fie bătălie și am vrea să folosim platforma asta pe partea de business ca să lobăm reglementări mai blânde pentru businessul din Moldova. Nu lucrează microfonul, dar și toate asociațiile au căzut de acord. Eu vorbesc tare. Toate asociațiile au căzut de acord că există necesitatea unei mobilizări pentru referendum. Deci nu au fost în sală asociații care au spus că nu trebuie, nu există necesitate. Aici este un consens. Într-adevăr, întrebarea este cum. Personal, și nu neapărat ca EBA, dar am folosit platforma EBA, o declar, am mers în teritoriu pentru că consider personal că cea mai mare vulnerabilitate în contextul dății de 20 octombrie sunt în regiuni. Acolo nu există înțelegere de ce trebuie referendum, acolo nu există claritate, dar chiar o să ne fie mai bine în Europa, și tot acolo nu există înțelegere sau există foarte multe supărări pe diferite lucruri care nu merg și care sunt asociate, desigur, cu data de 20 octombrie. Deci prima concluzie, recomandare, da, noi trebuie să punem un accent pe teritorii, da, personal eu, cetățean Mariana Rufa, m-am implicat cu deplasările în teritorii și folosind platforma Business Hub-urile regionale cu care colaborăm și asociații, împreună cu membrii asociației, am mers cu anumiți oficiali ca să explicăm unele lucruri extrem de simplu antreprenorilor. Deci comunicarea s-a dus nemijlocit cu antreprenorii. Ca să nu polemizez foarte mult, eu am doi copii în Uniunea Europeană și cred în primul rând că la întrebarea cum, când vorbeam de declanșatorii productivității, cred în educație. Și da, eu cred că dacă am investit foarte serios în educație în Republica Moldova, asta este un declanșator care ar crește consumul, care ar crește productivitatea în anumite regiuni. Da, eu asta cred, asta e credoul meu, pentru că am văzut ce se întâmplă în Cipru de Nord, care este o regiune, bun, în ghilimele separatistă, eu am văzut ce se întâmplă în alte orașe, Cluj ar fi un alt exemplu, și multe alte țări, ceea ce s-a întâmplat la investiții de educație. Ca să închei, haideți să stabilim un plan de lucru, ce poate să facă fiecare asociație cu un număr mai mare de membri și să facem aceste acțiuni complementare. Pentru că astăzi pot să fie mai multe debitări pe acest subiect, dar noi toți înțelegem de ce noi trebuie să contribuim. Haideți să stabilim un plan de lucru, ce își asumă EBA, ce își asumă altă asociație, ce își asumă fiecare și să nu ne repetăm, să nu ne călcăm pe picioare, să ne facem ce putem până în 20 octombrie. Asta este propunerea mea. Da, Mariana, foarte bun comentariu. Știți-vă, urmați o luni, urmați foarte puțin timp. Deci, cum? Eu nici nu știu dacă este timp de multe deliberare pentru planuri de lucru. Eu cred că următorul pas e ca fiecare din cei prezenți aici, da, să gândească cum poate transmite mesajul ăsta la membrii lor. Și noi, înțelegând că e foarte greu să coordonez 10.000 de oameni, noi am încercat să facem un produs self-service, maximal self-service. Deci, tu intri pe un site și acolo tu ai tot felul de materiale care poate să-ți trebuiască. De exemplu, tu vrei să tipărești un poster sau pui la fabrică, el este acolo. Tu îl tipărești, îl pui la fabrică și acolo posterul ăsta, de exemplu, îți explică beneficiile. Vrei să le dai oamenilor, știi, stickerii ca să-și pună pe computerele de lucru, poate să le pună. Nu, eu înțeleg asta. Evident că nu putem impune. Dacă vor vinificatorii să-și pună în loc de medalii produs în Moldova, produs în Europa, poate să-și pună. Deci, important ca asta să fie vizibil. Important ca asta să fie vizibil. Pentru că urmați foarte puțin timp. Și, uite, noi avem ambiția asta că în septembrie, în octombrie, deja lucrurile o să fie vizibile. Dacă vii la Rozmarin,
restaurantul meu iubit, vă încurajez, vă duceți acolo, super, da, acolo pe ușă să fie produsul Moldova, produs în Europa, da, în meniu să fie, cum să spun, adică să fie percepția asta de oameni, tot entuziasm, că băi, mergem în direcția corectă și eu cred că asta pasă facă decizia, inclusiv pentru că este percepția asta că business-ul e undeva sceptic, supărat, trebuie să arătăm business-ul totuși, băi, lăsăm supărările la o parte, dar punem umărul, dar după asta o să-l cerem și o spun, oameni buni, noi v-am ajutat acum, da, în momentul când a trebuit, noi am pus umărul, acum hai voi și voi livrați, hai terminați cu ANSA, hai terminați cu toate prostiile astea, pentru că chiar de-a voi la limită. Poate? Da. Eu nu știu să fug, dar doar două comentarii. Eu să merg strict pe întrebările care sunt aici. Una din provocări este asocierea politică. Business-ul nu vrea să se bage în politică și cei care au făcut-o știu bine riscurile pe care și le-au asumat. Cred că o să mă întorc așa ca să nu stau cu spatele. Așa că nu știu cum se poate de lucrat cu această provocare. Poate faptul că, uite, tu, Vasile, ieși în față și spui, uite, da, înțelegem că e un fel de suport, dar eu sunt parte din asta, mulți alții sunt parte din asta. O altă provocare care eu văd e termenul scurt, obviously, nu știu cât de repede se poate de comunicat. Și a treia, sincer, nici eu nu înțeleg de ce a fost nevoie de referendum. Și întrebarea asta, dacă o am eu, cred că o are foarte multă lume și dacă o are foarte multă lume, ea trebuie răspunsă și răspunsă în mase mari. Adică, de ce nu era clar că noi vrem în UE? Eu nu cred că cineva din sala asta s-a gândit că UE sau nu UE, cel puțin pe partea de business. Poate business-ul mic are unele reticențe față de reglementări noi, față de... Nici nu m-am gândit la asta, da. La mine a întrebarea de ce era nevoie, inclusiv. Inclusiv și aspectul ăsta, pentru că în cazul în care noi punem întrebarea dacă mergem sau nu spre UE, este o întrebare pusă. Și asta e o provocare foarte mare la care poate unul din mesaje este să răspundem de ce era nevoie. Uite, eu deja am unele răspunsuri, deși singur am pus întrebarea, unul din răspuns ar fi, uite, fiind parte din UE, fiecare din noi deschidem noi căi, deschidem o piață enormă, eu vorbesc din perspectiva de business, suntem mai aproape de clienții noștri care sunt deja în Uniunea Europeană, nu mai trebuie să explicăm unde este Moldova, nu mai trebuie să explicăm avem GDPR sau nu avem GDPR. Adică există răspunsuri la această întrebare și doi, că putem fi considerați pseudoparte a UE o leacă mai devreme decât propriu zis integrarea, prin simplu motiv că, uite, populația a decis. Dar întrebarea oricum rămâne și rămâne deschisă. Da, anyway, două copici. Da, eu spun, eu cred că referendumul e idee bună pe lângă considerațiile politice și nu vreau să mă ascund după de aici, dar, nu, eu înțeleg, dar matematica, eu cred că e foarte important ca să fie mesajul ăsta clar, de exemplu, Euronews scrie, Moldovans with an overwhelming majority of 82% back EU integration. Și asta e și un mesaj și investitorilor, că băi, gata, țara asta nu e îmblă, știi, încolo, încoace, nu știi, dar e clar. De exemplu, pe mine asta m-ar ajuta, nu știu, să atrag un investitor în MAIB sau să atrag, nu știu, acolo, să investesc alți bani. Eu cred că asta ar trimite un mesaj foarte puternic. Dar dacă o să fie 52-48 cu prezență de 35%, asta nu o să mă ajute. Da. Eu am văzut toată chestia asta. În primul rând, referendumul pentru Basarabia, pentru Republică, de toți acești 33 de ani de independență, e un institut, e un exercițiu foarte important și care de fiecare dată, și domnul Tofan a menționat chestia asta în cifre, 3.300.000, trebuie să vină atâția, deci trebuie să-i dai eligibilitate și credibilitate acestui referendum. Toți aici care sunt și majoritatea care trăiesc în Republică, în Basarabia, și cei din stânga Nistrului, sunt pro-europeni, majoritatea. Și toți, și eu inclusiv, ne dorim continuitate. Și tot în discursul dumneavoastră era scris că noi de peste 20 de ani am avut semnat primul acord în procesul de integrare europeană. Eu îmi doresc, ca și dumneavoastră toți, continuitate. Mai mult ca atât, că datorită acestui război crâncen,
care se petrece la 200 de kilometri de Chișinău, noi am devenit țară candidat. După asta ni s-au acceptat negocierile. După asta s-au inițiat, nemijlocit negocierile. Adică instituțiile europene și țările membre ale Uniunii Europene, în parte, pe linia bilaterală, ne-au mers foarte mult la întâmpinare. Foarte mult. Și au deschis aceste negocieri. Iarăși, domnul Tofan, lucruri despre care ați vorbit. 36 de capitole, câteva clustere. Și noi cunoaște știm că chestia asta se negociază separat, mai ales pe partea economică, pe partea de agricultură. Deci sunt 3-4 capitole. În cadrul lor sunt multe subcapitole. Se votează cu consens. Dacă unul spune nu, ai plecat acasă și du-te și îți fă tema. Deci cel mai important astăzi este continuitatea. Noi toți trebuie să înțelegem că executarea acestor capitole și acestui proces de negociere, că va dura el până în 2030 sau până în 2035, să fim noi sănătoși și să fim noi sănătoși aceia care avem 40-50, ca să reușim să vedem acest parcurs, este aceea ca noi să avem instituții și în primul rând să avem parlament și guvern reprezentativ și competent pro-european, cu specialiști și deputați calitativi și specialiști în cadrul instituțiilor guvernamentale calitativi, cu sub-instituția, cu instituții în cadrul ministerilor care se ocupe nemijlocit din negocierea acestor. E ca aici esența, că noi astăzi sau mâine, pe 20, da? La limită, că toți vedem și aici, nu trebuie să ne îmbătăm într-o lingură de apă. Deci vedem că acest referendum, el cumva e așa, nici acolo, nici acolo. Sunt riscuri, dar noi trebuie să înțelegem ce va fi mai departe. Cu ce ne trezim la anul viitor în Parlament? Noi vom avea în Parlamentul din anul viitor, noi, business-ul, economia Republicii Moldova, vom avea acea majoritate confortabilă care va vota acele proiecte de legi care vin să execute aceste negocieri, aceste capitole. Și în primul rând pentru noi, pentru business, pentru mediul de afaceri, pentru mediul asociativ, care ține de tot chestia asta. Eu cred că acolo e esența. Și acolo trebuie de bătut cel mai tare. E clar că și asta poate e important. Poftim? Nu, dar uitați-vă... cum să zicem? Ne rășchirăm în tot chestia asta. În loc să ne bazăm pe ceva cu mult mai important, ca consolidare. Iar, finalizez. Organizezi un referendum atunci când ai majoritate confortabilă în societate. Dacă în societatea la tine e dezbinată, o parte este manipulată, deci dus în eroare cu hurta, cum ea că e dusă cu avioanele până la Moscova și cu autobusele și așa mai departe. Deci asta, da, dar pentru ca să lucrezi, Marian, pentru asta trebuie timp. Pentru asta trebuie noi toți să lucrăm, dar pentru asta trebuie timp. Tu nu poți face chestia asta nici într-un an. Deci asta este. Eu îmi cer scuze. Eu vă susțin. Business-urile, omenii, business-urile, n-au timp să gândească, băi, nu-i parcă atât, spun ceva cu angajat.
Eu n-am timp. Să fac postele, să fac tweet-ele, să fac mesaje pe e-mail. Noi vrem să vă dăm un mur în gură. Asta e ideea. Dacă veți participa, și foarte mult sper că voi veți participa. Sunt unii de voi veți participa. Foarte important. Produsă Moldova, produsă în Europa. Știrul este smart de Moldova. Și atunci e vizual. Băi, merge. Exact, e tot ce vreau să spun. Membrii asociații, foarte mult, asociază... Dacă spate microfonul și așa. Așa. Ah, se aude. Deci, membrii noștri, foarte mult, asociază referendumul cu guvernarea. Nu-i place, nu-i place, eu sunt de acord, eu sunt personal pe poziția lui Vasile. Poate chiar din altă parte, că eu sunt foarte alea la o zi, trebuie să începi bătălie atunci când ești sigur că ai câștigat-o. Mie mi se pare o inepție pornirea referendumului fără a avea pregătit tot asta din timp. Ori tu ai pregătit tot asta și pornești referendumul, ori tu devii David Cameron a istoriei. Și ce faci mai David Cameron? Cine știe? Și câte voturi au luat? Ia că dacă procedezi ca David Cameron, Einstein spune că este o stupiditate să repeți același experiment cu aceleași ingrediente și să aștepți alte rezultate. Dar, unde eu sunt de acord cu Vasile? Unde eu sunt de acord cu Vasile? Este că decizia deja e luată, da? No way back. Este referendumul și întrebare, băi, noi îl susținem sau nu îl susținem? Problema mea este că repulsia membrilor vis-a-vis de guvern este la nivel maxim, da? Eu nu știu, la nivelul toleranței umane, practic. Pentru că la toate problemele esențiale din ramura drumurilor, guvernul a reacționat absolut detașat sau chiar invers, chiar sabotând. Am o întrebare simplă. Ca să vin în fața membrilor și să le spun, băi băieți, hai să punem un umăr pentru viitorul nostru, ca să nu-i despre guvern. Asta e despre noi, asta e despre societatea noastră. Oricum ea să vrea, haideți măcar ceva în întâmpinare, da? Și ca cam asta ar fi mesajul de bază. Eu ar fi bine să le spun, băi, uite, am obținut măcar una sau a doua, dar hai și noi spunem umărul. Și așa că te-o leacă noi să mergem înainte. E pomană. Referendumul ăsta nu e despre guvern. Hai să înțelegi. Nu e despre guvern până la sfârșit. Pentru că dacă asta o să meargă pe linia Brexit-ului, noi toți o să pierdem. Și dacă intrăm într-o competiție cu fraza lui Einstein, Einstein a spus că sunt două lucruri infinite în lume. Universul și prostia omenească. Dar nu sigur apropo de univers. Știi? Păi hai să nu fim noi să demonstrăm prostia omenească, pur și simplu din careva supăreri, știi, și acum să ajungem, știi... Nu-s careva. La noi sunt niște lucruri foarte simple, măcar să vină mesajul din partea și de la guvern că suntem mai deschiși, suntem europeni, pentru că guvernul sunt niște aborigeni din Australia, e că eu așa sunt. Cam pe toate chestiunile, ei nu sunt europeni. Hai... Întâlnirea noastră ia o întorsătură neașteptată. Pentru că eu, de exemplu, pot să dau un caz foarte simplu. Noi acum, pe transport, avem strategie de mobilitate până în 2030. Ce face ministerul? O generat o porcărie de document din cosmos despre nu știu ce. Noi am venit cu un aviz generalizat de la toate asociațiile, ei nici măcar o reacție n-au. Ei spun că asta e tare bun, au fost consultat cu comunitatea de transporturi, o sinecură din Belgrad. Băi băieți, dar pe asta voi vedeți ca integrare europeană, că la noi mor toate ramurile. Oleg, eu cred că testul calificare trebuie să-l fac e următorul. 21 octombrie. Deci, care-i realitatea care o vedem? Și în care realitate noi să fim better off? Până la sfârșit. De asta eu spun, nu-i momentul să folosești acum pentru supărări. Nu, real, nu-i momentul. Nu-i momentul. De asta eu spun, eu n-am încredere în capacitatea statului. Pentru că businessul tradițional are scepticismul apropo de stat. Dar eu cred că subiectul ăsta e mult mai mare decât politicul și e mult mai mare decât statul. Și întrebarea care mi-o dau mie, eu personal, pot să fac ceva? Și am hotărât că, băi, chiar dacă n-am timp, eu cred că e bună utilizarea timpului. Și eu sper că și voi vă faceți același test. Dar
Mariana, foarte bun comentariu. Uite, și aici chiar vreau să dau un exemplu care poate să o fac optimiști. Știi, inclusiv ne propunem ca mesajele este puțin neașteptate să le aducem la suprafață. Inclusiv cu Găgăuzia. Uite, eu ieri am avut o întâlnire cu un antreprenor din Găgăuzia. Foarte de succes, nu o să dau numele, Mila îl știe. Dar el mi-a spus că, uite, 50% din exporturile mele sunt în România. Dacă pe mine mă întreabă cineva, eu să-i spun că ia să am ibelșoi unionist. Da, om din Găgăuzia, cu nume Găgăuz, adică da, și el e unionist pentru că pentru dânsul asta are sens economic clar. Pentru dânsul nu există întrebare a Uniunii Europeană sau alta, pentru că interesul lui economic este acolo, la fel cum interesul la majoritatea exportatorilor. De asta eu cred că istorii de astea noi trebuie să le aducem la suprafață. Și eu sigur, pentru membrii voștri sunt inclusiv istorii de succes găgăuze, care poate să vină și spune că, uite-te, da, familia mea se termină cu glo, știi, și eu e ca așa cred, pentru că acolo e pâinea mea. Și e că eu personal, știi, așa cred. Și mulți din... Eu lucrez ca el să o spună public. Da. Ok, prieteni. Da. Aici mai este o întrebare, vă rog, dacă... Tu participi? Domnul Vasile. Eu tot stau cu mințic și aștept. Da, mă iertați, vă rog. Da, așa cum am dat seama că țin microfonul în mână, întâi unul, apoi al doilea, da, tot ok. Natalia Ciobanu, președintele Asociației Turism Medical de Republica Moldova. Și am o întrebare și apoi un comentariu. Ce se întâmplă dacă referendumul nu trece după... Ce se întâmplă? 21, haideți că mă ia frigul. Ce se întâmplă? Există un calcul matematic. Ce se întâmplă după semnare, după 37 de capitole, după toată echipa lui de muncă și Gerasimov, nu că se neacă, dar cred că se sfocă acolo. Ce se întâmplă cu Republica Moldova în care ne asumăm o responsabilitate de un referendum? Nu știu, care referendum până acum a trecut în Republica Moldova? Cine știe? Niciunul. Ce se întâmplă? Da, asta e o întrebare retorică sau e o întrebare... Nu, e întrebare practică. Pe bune. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu integrarea europeană a Republicii Moldova? Nu, deci asta e pe bune. Ce se întâmplă? Presupunem că nu trece referendumul. Ce se întâmplă? Noi ce facem? Negociem mai departe. Deci... Prima, ce se întâmplă... Asta e ideea referendumului, să fie modificată Constituția și parcursul european să numerească în Constituție, în documentul de bază asta. Asta nu e rău, dar ce se întâmplă dacă nu trece? N-am luat în calcul, nu? Eu cred că o să fie, pentru mine ar fi o catastrofă, vă deci, spun direct. Eu am vorbit și m-am luat piele de găină. Păi, noi putem continua aceste negocieri, noi mergem în continuare cu niște chestii. Atunci am înțeles. Și acum, ca și propunere. Deci noi suntem o asociație tânără de 2 ani de zile, dar noi am făcut pași mari de activitate și de promovare a Republicii Moldova la nivel european și la nivel global, pentru că din acest an deținem președinția la Consiliul Global de Turism Medical, unde avem 56 de țări ale lumii. Ne-am bătut cu Arabia Saudită și cu Germania. A fost o frumusețe. Și în septembrie bravo, o să avem... Bravo, felicitări, da, super! Vrem această prezentare care ați făcut-o dumneavoastră, pentru că acolo sunt argumentele de bază pentru oameni. De ce trebuie să mergem la referendum și să trecem acest referendum? Și eu sunt sigură că mai ales oamenii de business, pentru că până la capăt turism medical tot e o filieră de business, da? Turismul medical în Republica Moldova nu este susținut doar de Ministerul Sănătății. Și noi înțelegem acest lucru. De ce nu se întâmplă? Pentru că Ministerul Sănătății face politici și are grijă de sănătatea cetățenilor noștri. Iar turism medical înseamnă dezvoltarea domeniului privat și respectiv atragere de investiții și dezvoltarea domeniului care nu există în țara asta. Da? Noi vrem această prezentare ca să ne gândim exact cum putem să o încadrăm, cum am putea discuta cu cum doctorii noștri să poată discuta cu pacientul, pentru că când te doare, eu am mai zis asta, când te doare îl crezi pe Dumnezeu, nu? Și pacientul este, sau doctorul este cel mai în măsură să-i spună pacientului
anumite chestii, de ce e nevoie de asta și de ce trebuie să, să lucrăm cu toții pentru referendum. Pentru că noi cu toții ne dorim asta. Vrem condiții mai bune, vrem infrastructură, drumuri, chiar dacă înțelegem, colega zicea, tot ceea ce înseamnă legislație o să ne fie mai dificil. Dar nouă înainte ne era dificil pentru anumite chestii. Acum ne este mult mai ușor pentru cu semnătură electronică, nu mai stăm la bancă în rânduri. Deci toate lucrurile evoluează. De aceea zic, avem nevoie de această prezentare, ca noi intern să înțelegem cum trebuie să modificăm și ce, ca să treacă referendumul. Pentru mine asta e unica sperietură. Ce se întâmplă după? Da, mulțumesc mult foarte și răspunsul este da, eu mi-aș dori foarte mult să vin la membrii asociației dumneavoastră cu o prezentare care eu pot să o focusez pe turism medical, apropo, și să vorbim direct cu membrii asociației dumneavoastră cum pot ei contribui la și cum doctorii, și de ce nu ar trebui să avem întâlniri cu medicii noștri, care nu sunt din domeniul privat, care sunt din domeniul la instituțiile de stat, cum să le explicăm lor de ce turismul medical trebuie făcut și în spitale de stat, în așa fel ca să se dezvolte domeniul medical, pentru că ați făcut aici o remarcă foarte bună despre rentabilitatea muncii. Deci noi în Republica Moldova anual avem 80.000 de cazuri de AVC sau insult, altfel spus. 20% din ei au se recuperează, 60% au nevoie de recuperare. Noi în Republica Moldova nu avem un spital de recuperare medicală robotizată. Vorbim de asta de 2 ani de zile. Câte spitale stau aiurea undeva și nimeni nu o să-l dea pentru un domeniu privat ca să facă un spital de recuperare medicală robotizată și să nu mai plătim dizabilitate medicală pentru fiecare pacient care trece prin AVC sau infarct. Deci e de discutat. Dar noi trebuie să lucrăm împreună ca să dezvoltăm acest lucru și să nu ajungem la întrebarea pe care am dat-o anterior. Mulțumesc foarte mult pentru un mesaj optimist. Ok, prieteni, nu știu dacă mai sunt comentarii. Uite, eu sunt foarte responsabil apropo de timpul vostru, aveți de lucru, toți avem de lucru. Următorul pas pe care îl propun este următorul. Noi vom apela la fiecare de voi individual, deci va fi un mesaj individual. Dragă Alexandru, dragă Mila, dragă Marcela, da, dragă Natalia. Deci, și vom solicita întâlnire cu asociația voastră, da, și la întâlnirea asta vrem să vorbim direct cu membrii asociației voastre, dacă dispuneți să ne dați acces. Doi, noi către fiecare de voi individual vom trimite un e-mail unde o să introducem tu și o spunem cu uite-te, aici propunerea noastră de mesaj care vă rugăm să-l forwardați membrilor asociației dumneavoastră și unde le dăm acces la platforma asta. Deja fiecare poate să hotărască. Eu sunt Horeca mică, eu pot să fac eu sunt magazin mare. Sorry, prieteni, am o viroză și... Poți fac asta. Da, deci asta o să fie următorul pas. Și sper ca în septembrie, în octombrie, vocea business-ului să fie vizibilă. Și după asta sper foarte mult că vom putea ca pe asta, că băi, noi am pus umărul. Hai vă rog și voi puneți umărul ca să ne faceți viața noastră puțin mai ușoară. Da, mulțumesc, prieteni. O zi bună.